Cunoscută la nivel mondial sub denumirea de Purple Day, Ziua Internațională a Luptei Împotriva Epilepsiei este marcată în fiecare an la data de 26 martie. Ziua vizează creșterea gradului de conștientizare în privința bolii. Epilepsia reprezintă un grup de tulburări neurologice de lungă durată, caracterizate prin una sau mai multe crize epileptice. O criză epileptică este o descărcare anormală a unei grupe de neuroni la nivelul creierului uman, care de cele mai multe ori afectează felul în care o persoană se simte sau se comportă. Și de o durată scurtă, de criza durează între câteva secunde și câteva minute. Această tulburare răspunde la tratament medicamentos în doar 70% din cazuri, astfel că 3 pacienți din 10 nu își pot controla afecțiunea. În cazul în care o persoană din jurul nostru are o criză epileptică, trebuie să intervenim pentru a nu cădea sau a-și provoca răni. În primul rând, trebuie să ne păstrăm calmă, să protejăm persoana în criză de diferite traumatisme, adică să înlăturăm diferite obiecte de care s-ar putea lovi, să-i punem sub cap ceva moale. Nu trebuie să încercăm să o imobilizăm, că în felul ăsta putem să-i provocăm o fractură. Nu trebuie să-i băgăm mâna în gură, contrar ceea ce se vorbește în popor, că să-și înghită limba. Adică nu poate să-și înghită limba un pacient într-o criză epileptică. De aia nu trebuie să băgăm mâna în gură, nu trebuie să facem nimic. Trebuie să menținem, să întoarcem persoana pe o parte, de obicei pe partea stângă. Culoarea mov a fost aleasă să reprezinte cauza bolnavilor de epilepsie, pentru că este cea a lavandei, planta asociată cu singurătatea și izolarea. Purtând un obiect de această culoare sau folosind iluminatul colorat astfel, ne manifestăm solidaritatea cu cei care suferă de această boală.